lui Pavel către Timotei, la capitolul 4, la versetul, de la versetul 12 până la 16. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu aici astfel. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Înainte ca să încep mesajul meu, vreau să întreb, este aici vreun băiat care are 28 de ani? Este în sala asta vreun băiat care are 28 de ani? Bine, mă bucur foarte mult. Victor are 28 de ani. Vreau să întreb de asemenea dacă este vreo fată în sala asta care are 22 de ani. Nu fi chiar așa de... A, așa, trei fete avem care au 22 de ani. Da? Dina, Nătășica și Iriuță. Acum, nu are nimic a face cu căsătoria, întrebarea mea așa. Vreau zic că fac o trecere cu căsătorie, ca să știți vreo. Vreau doar să vă zic că la data de 25 mai, acum, când eram în călătorie, am avut și noi o sărbătoare frumoasă în familie, chiar dacă n-am fost împreună, s-au împlinit 21 de ani de când eu m-am căsătorit cu floarea asta frumoasă, cu ochi albaștri, care stă aici. Mulțumesc Domnului pentru ea și mulțumesc totdeauna și este o mare binecuvântare pentru mine și un mare ajutor în lucrarea Evangheliei și Dumnezeu să o binecuvânteze. Mă rog pentru sănătatea ei și rugați-vă și voi ca să o binecuvânteze Dumnezeu cu sănătate multă. Și m-am bucurat în ziua aceea, dar nici n-a trecut ziua până la jumătate, că mi-a fost umbrită, întunecată bucurie de un eveniment rău care a avut loc la noi în țară în ziua aceea. Ziua aceea a fost votată legea antidiscriminare. Și faptul că așa mulți oameni s-au dezis de la principiile lor într-o singură zi, asta a însemnat o cădere mare jos în imoralitate. Am gândit la viitorul Evangheliei, la tot ce facem noi, la copiii noștri, la ceea ce o să fie mai departe. Și chiar vreau să vă zic, vreo două zile am fost cu inima tare întristată. Așa că de acum se apropiau studenții și mă întrebau ce s-a întâmplat, ce-i cu mine. Dar pe urmă așa tot gândindu-mă și meditând, am gândit, ia stai, Domnule. Biserica a luat naștere într-o lume foarte imorală, știți? O lume foarte stricată. Ceea ce a zis Domnul Iisus când zicea un neam ticălos și stricat, prea curvat. Lumea în Imperiul Roman era groaznic de stricat. Unul din scriitorii din vremurile celea, pe nume Suetonius, a scris o lucrare, se numește Vețile celor 12 cezari. Și începe să scrie de la Cezar, cel pe care îl știe lumea. A scris Vețile celor 12 cezari, cea mai mare parte din ei, tocmai a acoperit istoria bisericii din primul secol. Tocmai în timp ce se dezvolta, în timp ce creștea biserica, domneau în Roma cei 12 cezari pe care îi descrie el. Și când citești, pur și simplu te îngrozești. Oamenii ce au fost atât de desprânați, cum pur și simplu mi-este rușine, măcar cel mai mic exemplu să-l dau, să vă spun de ceea ce făceau oamenii. Împărații Romei au fost oameni nemaipomeniți de desprânați. Lumea toată era afectată de atâta imoralitate, cum nu ne dăm seama. Și în contextul ăsta atât de imoral, atât de desprânat, a luat naștere Biserica lui Hristos. Și Biserica lui Hristos a crescut și s-a răspândit și s-a răspândit cu o mare putere. Într-un context, când a venit Pavel în Corint, dacă tot Imperiul Roman era extrem de desprânat, atunci Corintul era culmea desprânării, culmea, centru, epicentrul desprânului era Corintul. Și când a venit Pavel în Corint, Duhul Sfânt i-a zis noaptea, propovăduiește aici, Pavel, că multe suflete am în cetatea asta, vorbește aici cu îndrăzneală, nu te teme de nimic, vorbește, aici am multe suflete.
Și chiar a strâns o rod bogată din cetatea asta pentru împărăția cerului. Dumnezeu l-a încurajat tocmai într-un context din asta, Dumnezeu a mântuit mulți oameni. Apoi când le-a scris Pavel în prima epistolă, în capitolul 6, de la versetul 9 la 11, spune, printre voi erau și numără niște categorii groaznice, vă zic, tocmai putem să le spui în prezența copiilor. Și zice, printre voi au fost astfel de oameni, într-așa de sprâu au trăit. Dar, zice, prin Duhul Sfânt, prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ați fost curățiți, ați fost sfințiți și acum faceți parte împreună cu Sfinții din trupul lui Hristos, din Biserica, din Mireasa Domnului Iisus Hristos. Așa o lucrare minunată a făcut Dumnezeu. Dar știți de ce, dragii mei? Pentru că creștinii au fost foarte dedicați. Creștinii din primele secole au fost oameni foarte dedicați. Oameni care s-au dat într-un totul Evanghelic. Când citim Noul Testament, când citim Cartea Faptele Apostolilor, când citim toate celelalte cărți din Noul Testament, noi vedem cum au trăit oamenii aceștia. Păgânii n-au stat liniștiți. Păgânii au pornit prigoane groaznice împotriva creștinilor. Deja vedem Pavel dintr-o închisoare în alta. Ca majoritatea din epistolele lui au fost scrise din închisoare. Prigoane împotriva creștinilor. Nu i-au oprit prigoanele nici cum. Evanghelia înainta. Cineva din apologeți, cineva din mari oameni ai creștinătății din acele vremuri spunea, ori de câte ori îl omoriți pe un creștin, semănați sămânța ca să iasă alții. Semănați o sămânță ca să iasă alții. Așa, prin prigoanele astea mari, prin martirajul ăsta mare, tot alții și alții și alții. Erau cazuri când călăul i-a tăiat capul unui creștin și călăul și-a scos haina aceea lui de călău și a scos-o și a pus capul pe trunchi. El a pus capul pe trunchi. Când a văzut tăria asta, cu câtă tărie erau oamenii. În Alexandria s-a început odată o prigoană mare în orașul Alexandria, din nordul Egiptului, unde era un mare centru creștin. S-a început o prigoană și ei căutau pe creștini ca să-i omoare. Și îi omorau într-un chip groaznic. Trăgeau copacii unul de altul, legau câte o frunghie și le legau de picior pe om. Și când dau drumul la copac, era rupt amândouă. Așa ceva făceau. Groaznice lucruri făceau. Și în fiecare zi scrie Eusebias din Cezarea, în istoria bisericească, scrie în fiecare zi, veneau de la 15 la 20 de oameni, veneau în piață și se declarau, eu sunt creștin. Eu sunt creștin și vreau să-i lege picioarele. Au prins-o pe bătrânică care au pus-o în jurul unui rug sara, o bătrână creștină. Și i-au spus, dacă nu te dezici de Hristos, o să fii arsă pe rugul ăsta. Iar femeia a aruncat o privire în jurul lor la tot, s-a uitat, s-a dat puțin câțiva pași în urmă și a făcut vânt și a sărit în foc. Și a ars în fața lor. Poftim, ca să vedeți voi cu cine aveți de face. Uite, așa o credință era în oamenii ăștia. Apoi, dacă au văzut păgânii că nu le-a mers nicicum cu prigoanele, dar prigoanele au mers una după alta, tot mai gravă și mai gravă, mai gravă și mai gravă, mai mare și mai mare, până la împăratul Constantin. Dacă au văzut cum pot așa, și-au pus alte arme. Au pus ei toată înțelepciunea lor lumească, toată filozofia aceea lor lumească, toată iscusința asta în mijloace de amăgiri intelectuale ca să atace creștinismul, să-l discrediteze creștinismul. N-au reușit. Pentru că în vremea aceea s-au ridicat oameni mari, minți luminoase ale creștinătății, apologeți așa să numiți, sau apărători ai credinței, care foarte bine au confruntat, orice au confruntat. Au confruntat și biserica a crescut și s-a răspândit. Așa a fost atunci. Până când a venit vremurile de libertate. Până când împăratul Constantin, nu știm dacă chiar a devenit creștin sau a hotărât să folosească creștinismul în interesele lui, până în ziua de azi, istoricii sunt tare împărțiți cu părerea la intențiile acestui om. Însă, unii din capii bisericii au gustat și ei puterea asta politică din stat, cumva i-a atras puterea asta politică din stat și lucrurile au început să degradeze. Lucrurile s-au schimbat. Am trăit și noi, parcă istoria asta antică care vă spun, parcă undeva am trăit-o și noi. Au fost vremuri grele, în Imperiul Țarist, creștinii evanghelici au fost persecutați. În timpul cât am fost parte din România Mare, creștinii evanghelici au fost mai mult persecutați decât în timpul Țarist. Când a venit comunismul, și mai mult au fost persecutați. Și Dumnezeu a lucrat și s-a răspândit Evanghelia. A rezistat. Dar au venit niște vremuri când nu știu ce se întâmplă, parcă este o leșeală. Nu știm, poate vremurile se întorc. Vedeți că istoria se repetă. Nu știm ce vremuri vor fi înainte. Dar vreau doar să vă zic că de aceea biserica a stat tare pentru că a avut oameni dedicați. Oameni care s-au dăruit, care au scos cel mai frumos ce a fost în ei. În timp ce cântam muzica acum, mă gândeam, cea mai frumoasă muzică care a rămas în istoria
Omenirii este muzica creștină. Voi știți, toată muzica clasică care avem este muzica creștină care s-a cântat în biserică. Cea mai frumoasă, tot ce a fost mai frumos a produs creștinismul. A produs credința. Asta a fost. Vremurile parcă s-au schimbat. Stau acum, stăteam și mă gândeam. Domnule, avem atâția juriști, mă uitam cum oamenii aceștia imorali folosesc judecățile, atacă în judecată. Deja politicienii ne-au promis că ei au făcut legea într-așa fel încât nu mai poate, nu vor fi nici cum căsătorii homosexuale. O zi înainte ca să adopte ei legea, deja prin judecată, cei de la Genderdoc au reușit să capete dreptul de a schimba sexul în pașaport. Deci tu poți fi bărbat, dar te duci și schimbi sexul în pașaport. Și atunci dacă ți-ai schimbat în pașaport, în buletin sexul și ești femeie, și să duc doi bărbați la oficiul stării civile, care legislații poate să-i oprească pe ei să căsătorească, dacă în alte scrie că el este femeie și ea este bărbat? Cum? Cine mai poate să-i oprească? Nimic nu mai poate să oprească nimic. Gata, lucrurile merg înainte. Deci uite așa, folosesc judecățile, folosesc toate pentru a întoarce lucrurile. Stăteam și mă gândeam, domnule, atâția tineri dintre creștinii evanghelici născuți din nou au făcut drept și fac drept. Dar câți din ei pot ține piept la ceea ce se întâmplă? Câți din ei stau pentru cauza Evangheliei bine, să țină piept, bine, să meargă înainte? Augustin, marele fericitul Augustin, a fost jurist, vreau să vă zic. Marele fericitul Augustin din secolul IV, care a însemnat foarte mult pentru biserică ceea ce a făcut. El a stat în apărarea adevărului. A fost jurist. Câți juriști avem care să stea tare? Câți juriști avem dedicați pentru cauza Evangheliei? Nu pentru bani, nu pentru carieră, nu pentru faimă, pentru cauza Evangheliei să stea tare, să apere adevărul Evangheliei pe calea dreptului. Apoi, avem atâția tineri care au făcut teologie. Întrebarea este, câți din tinerii care au făcut teologie au mers să planteze biserici? Câți din tinerii care au făcut teologie sunt gata să se dezică de la orice confort, să meargă în sate, să meargă în localități unde nu sunt biserici? În satul, în raionul, în orășelul Ialoveni. Păstorul din orășelul Ialoveni a fost adus de câteva ori de preot ortodox și preot ortodox i-a pus pistolul la cap cu câțiva ani în urmă. I-a pus pistolul la cap, a trebuit să vină polițistul să le elibereze. Așa au făcut. I-aruncau pietre în casă. Îi spărgeau geamurile, aruncau cu pietre în el. Numai ce n-au făcut cu el? Somul s-a dus și a lucrat și a plantat. S-a dus într-un loc la o gunoiște. S-a dus la o gunoiște unde oamenii adunau din gunoiște. Cu soția lui au pregătit mâncare și s-au dus să le dea o mâncare caldă în gunoiște la oamenii care s-adunau în gunoiște. Vagabonzi. Le-a dat mâncare la oamenii ăștia, le-a spus Evanghelia. Oamenii aceștia s-au pocăit, au început să pocăiască alți cerșători. Și ce credeți? Au venit cei care stau deasupra cerșătorilor, care le iau banii la cerșători. Să nu credeți că toți banii care le dați voi la cerșători pe stradă rămân pentru cerșători. Cineva stă în spate. Au venit și au zis, măi, pe tine te omorâm, dacă tu le mai spui Evanghelia la oamenii ăștia. El nu s-a lăsat intimidat și a spus mai departe. Aici, lângă noi stă. Lângă noi stă. Acum, uite așa oameni, câți din tinerii care au făcut teologie au fost gata să se dezică de la confort, să se dezică de la orice, să meargă pentru lucrarea Evangheliei înainte? De ce ne place confortul așa tare? Apoi, după asta mă gândesc câți tineri au făcut jurnalism, tineri creștini au făcut jurnalism, dar nu-și pun deloc stăruința, nu-și pun mintea, nu-și pun efortul pentru a folosi unealta asta, mass media, de a duce Evanghelia. Câți din ei fac? Nu-și pun să spate ce este mai bun din ei, să pun efortul. Mă gândesc câți au făcut pedagogie, dar nici măcar nu vor să meargă să predea în școli, să le predea copiilor. Nu-și pun inima. Câți din cei care au trecut își pun inima ca să ducă, să ajungă în școli cu cuvântul lui Dumnezeu, mai ales că Dumnezeu ne-a dat vremuri de libertate. Poftim, ne cheamă, veniți, aveți, legislația este de partea voastră. Mergeți și predați cuvântul lui Dumnezeu. Cât se duc? Mai puțin. Mă întreb muzicanți, câți avem care au făcut muzicanți și dincolo, nu niciun grup muzical din țara asta creștin nu poate trage la nivelul celor care nu cunosc pe Hristos. Cei care nu cunosc pe Hristos pot face grupe grozave, frumoase, la nivel înalt, niciunul nu poate trage la nivelul lor. Când noi ar trebui să fim cap, nu coadă. Așa ne învață Dumnezeu. Iată, dragii mei, asta este o situație care o vedem acum. Întrebarea este, dacă rămân așa lucrurile, atunci nu cumva și-au disprețuit toți acești tineri tinereța lor? Au motive cei din jur să le disprețuiască tinereța dacă ei trăiesc așa? Dar cum va fi tinereța lor apreciată de generațiile care vin? Ce vor zice generațiile care vin după noi? Cum ne-am trăit noi tinereța? Ce am făcut noi cu tinereța noastră? Am risipit-o?
am ruinat-o, am irosit-o sau am folosit-o pentru Evanghelie, am investit-o în Evanghelie. Asta este subiectul predicii de azi. Cum să nu-ți disprețuiești tinerețea sau nu-ți disprețui tinerețea. În textul acesta începe așa Pavel. Pavel îi spune lui Timotei, care era un tânăr și care l-a lăsat să păstorească biserica din Efes. Era un tânăr căruia i-a fost delegat o mare responsabilitate să păstorească biserica într-un oraș mare, într-o metropolă mare, să păstorească o biserică destul de mare, nu cu puține probleme, i-a fost dat o responsabilitate mare lui Timotei. Și după ce vorbești în capitolul 4 despre cei care atacau biserica, despre eretici care veneau să atace biserica cu învățături, una mai deșanțată decât alta, că să nu mănânci carne, că să nu te însori, că dacă te însori nu mai poți fi mântuit, dacă te măriți nu mai poți fi mântuit, prostii de toate felurile care nu-ți trecea prin cap. Uite așa veneau acolo. El trebuia să țină piept la toate atacurile astea a dușmanului și el trebuia să crească biserica lui Hristos, să o crească învățătura sănătoasă. Și acum Pavel îi spune așa, Timotei, tu ești tânăr Timotei, însă Timotei zice, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Acum, vedeți, este o poruncă, este un imperativ care îl dă lui Timotei, zice, Timotei, tu, de tine ține, de tine ține dacă te vor disprețui, îți vor disprețui tinereța alții sau nu vor disprețui, tu hotărăști. După felul cum te vei purta tu, oamenii vor aprecia tinereța ta sau vor disprețui tinereța ta. Deci de asta îi spune Timotei, nimeni să nu-și disprețuiască tinerețea. Și atunci, în continuare, îi spune ce trebuie să facă. Timotei, ca să nu-și disprețuiască nimeni tinereța, zice, fii o pildă, Timotei, pentru cei credincioși, pentru oamenii din biserică. Tu trebuie să fii o pildă sau un model. După tine trebuie oamenii să se orienteze, după modelul ăsta. Oamenii, când nu știu cum să procedeze într-o anumită întrebare sau într-o anumită situație, sau când nu știu cum să se poartă într-o anumită împrejurare, oamenii trebuie să gândească, dar cum ar face Timotei? Dar cum ar face păstorul nostru? Dar ce ar face păstorul nostru într-o împrejurare de asta? Așa vreau și eu să procedez. Iată așa îi spune Pavel. Fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, în felul cum vorbești. Contează foarte mult cum vorbești. Omul judecă despre om. După vorbire, judești despre cei cu care te întâlnești. Parcă așa, după care le arată bine, până deschide gura. Și după ce deschide gura, am auzit că așa, glumeau cineva să l-au dat. A, zice, dar pe mine oamenii când mă văd totdeauna îmi dau mai mult decât am eu vârstă. Cineva de alături spune, asta când deschizi gura, zice, până îți dau mai puțin. Deci, zice aici, să fie o pildă în vorbire, să fie o pildă în purtare, în dragoste, spune. Și fie o pildă în curăție. Vreau să vă spun, cuvântul ăsta curăție, cuvântul grecesc care aici e tradus, o tradus Cornelescu curăție, este un cuvânt care înseamnă rigoare morală sau nevinovăție, ceea ce ține de o curăție morală de ireproșabilă. O curăție morală ireproșabilă. Așa vrea să fie. Ca să nu-ți disprețuiască cineva tinereța, înseamnă cum ești tu, ce fel de om ești tu, cum trăiești tu, în primul rând, persoana ta. Dacă până aici Pavel a vorbit, până la versetul 12 a vorbit despre alții, aici vorbește nemijlocit despre Timotei. Cum trebuie să fii Timotei? Apoi zice așa, până voi veni eu, Timotei, că Pavel vroia să vină în Efes. Zice, până voi veni eu, ia seama bine, Timotei, la citire, la îndemânare și la învățătura pe care o dai altora. Asta era slujba lui. El trebuia să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Pavel îi spune, ia bine seama ce faci tu, ia bine seama cum îi îndemni pe oameni. Ia bine seama ce înveți pe oameni, cum îi înveți, cum citești cuvântul lui Dumnezeu. Ia bine seama la citirea cuvântului lui Dumnezeu, la îndemânarea pe care o dai altora, la sfătuirea pe care o dai altora. Este foarte important. Noi în biserica noastră avem mulți lideri de studiu biblic. Când am făcut o evaluare, am rămas încântat când am văzut cu biserica noastră în mod sistematic. Noi predăm la peste 700 de oameni în mod sistematic săptămânal. Ducem cuvântul lui Dumnezeu. Avem aproape 40 de lideri, oameni care predau cuvântul lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, ce spune aici? Ia bine seama la citire, înseamnă la studierea Scripturilor. Ia bine seama de Biblie, ia bine seama la studierea Scripturilor, ia bine seama la învățătura pe care o dai altora, în grupul tău de studiu biblic, în școală dacă predai într-o clasă, în grupul tău de taekwondo, în grupul tău de engleză, oriunde n-ar fi, ia bine seama la învățătura pe care o dai altora, ca să n-ajungi apoi să-ți fii disprețuit cu tinereța. Dacă vrei să nu fii disprețuit, ia bine seama la lucrarea pe care o faci, pregătește-te bine. În continuare, îi zice așa, nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor.
Când am crezut în Domnul Iisus Hristos, când ne-am pocăit, în ziua aceea am fost născuți din nou. Și odată cu nașterea din nou am primit Duhul Sfânt, fiecare din noi. Dar odată cu Duhul Sfânt am primit daruri de la Duhul Sfânt, am primit daruri duhovnicești. Acestea sunt abilități supranaturale, care n-au fost a noastre, n-au fost ceva care ne-a caracterizat pe noi. Dumnezeu ne-a dat niște abilități supranaturale absolut la fiecare din noi, așa că noi să fim în stare să ne slujim altora, să slujim Bisericii lui Hristos, pentru folosul altora. Unii nici măcar n-ajung să-și cunoască abilitățile astea niciodată, pentru că ei sunt pasivi, ei nu fac nimic. Ei nu se roagă, ei nu petrec timpul Cuvântul lui Dumnezeu, ei nu caută, nu vor direcții de la Dumnezeu, ei sunt preocupați numai de ei. Atât timp cât nu ești preocupat de alții și de Biserica lui Hristos, tu nici măcar n-ai să afli vreodată ce dar duhovnicești ai. Atât timp cât ți-ați pasă numai de tine, nici măcar n-ai să afli ce dar duhovnicesc ai. Numai atunci când îți va păsa de Biserica lui Hristos, când vei dori să slujești, când vei dori să împlinești nevoie, așa Dumnezeu va începe să-ți descoperi și ții și va descoperi și celor din jur darul tău. Timotei a fost un om dedicat. El a primit și el darul de la Duhul Sfânt, a primit darul de învățător, vedem aici. A primit un dar de învățător, dar de vorbire, el a învățat. Padre spune într-un alt loc, era evanghelist, dar de evanghelist, de învățător, asta a primit. Și atunci, zice, împreună cu ceata prezbiterilor, când l-au ordinat, au făcut punerea mâinilor. Tocmai prin asta au recunoscut în fața întregii biserici că omul acesta este așa un dar duhovnicesc. Și nu numai au recunoscut. Și noi tot așa, când am făcut ordinarea slujitorilor noștri, atunci noi le-am delegat responsabilitatea. Noi toată biserica și slujitorii din biserica respectivă au delegat responsabilitatea acestui om. Acum vreau să vă zic, dragii mei, fiecărui din voi este delegat responsabilitatea. Fiecărui din noi este delegat responsabilitatea. Dumnezeu mi-a delegat responsabilitatea mie, Dumnezeu ți-a delegat responsabilitatea ție și vreau să zic, prin mine, prin noi ca și păstori, îți deleagă Dumnezeu responsabilități ție. Nu altfel sunt lucruri. Întrebarea este, cum procedezi tu atunci când primești responsabilitățile astea? Atunci când îți dăm o lucrare să o faci, când îți dăm o slujire să o faci, când îți încredințăm o slujire să o faci, cum o faci tu? Auzi ce spune aici Pavel, ca să nu-ți fii disprețuită tinerețea, zice, nu fii nepăsător, nu fii indiferent. Nu fii indiferent de darul acesta care este în tine. De fapt, dacă ești nepăsător față de darul care este în tine, de slujba care ai primit-o, vei ajunge și tu să fii disprețuit de alții. Tinerețea ta va ajunge să fii disprețuit tocmai pentru că tu nu te arăți un om de încredere. Nu fii nepăsător, dragul meu, când ți se dă o lucrare, când ți se încredințează un lucru, fă-l cu toată inima, cu toată dedicarea. Primește-l ca de la Dumnezeu, lucrarea care ți este încredințată în cadrul bisericii locale. Primește lucrarea asta ca de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care a pus rânduială, Dumnezeu a pus păstori, Dumnezeu a pus prezbiteri, Dumnezeu a pus slujitori aici, care tocmai pentru asta fac, ca să te direcționeze, să te învețe din Cuvântul lui Dumnezeu, să te direcționeze ca să slujești potrivit cu darurile care le-ai primit. Și atunci, dragul meu, nu disprețui direcția care o ai, nu fi nepăsător când primești toate aceste lucruri. Următorul verset zice așa, îi spune Pavel în versetul 15, puneți pe inimă, Timotei, aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Vezi ce spune? I-a spus care sunt lucrurile. Lucrurile care țin de darul lui. În primul rând i-a spus să petreacă timp în Cuvântul lui Dumnezeu, să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, să cerceteze Sfintele Scripturi. Și vreau să vă zic, nu numai cei care au dar de învățare, dar de predicare, dar de evangelizare, nu numai cei care au primit darurile astea sau slujba asta, nu numai lor mi se referă de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune pentru ca omul lui Dumnezeu, orice om al lui Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, absolut orice lucrare bună. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne curăță motivele noastre, ne dă motive curate, Dumnezeu ne face să avem atitudini curate în lucrarea care o facem și nu poți face lucrare bine dacă nu ești un om dedicat Sfintelor Scripturi. Spune aici, îndeletnicește-te întru totul cu Sfintele Scripturi, îndeletnicește-te întru totul cu slujba care ți-a dat Dumnezeu potrivit cu darul tău. Îndeletnicește-te cu darul care l-ai primit. Ți-o dat Dumnezeu un dar, gata, îndeletnicește-te cu tot un darul ăsta. Atunci Dumnezeu scoate din tine ceea ce este cel mai frumos. Atunci când nu-ți pasă, când tu total de alte lucruri te ocupi și nu-ți pasă de darurile care ți le-a dat Dumnezeu. Tocmai atunci rămâi și tu de rușine și de fapt tu ratezi. Ca și creștin ești un ratat. Devii un ratat ca și creștin. Nimic nu rămâne din urma ta, nimic nu este.
Dar dacă ești ratat ca și creștin, vreau să zic că în toate privințele ești un ratat. Dacă ești fiind copilul lui Dumnezeu, ratând ca și copil al lui Dumnezeu, ești un ratat absolut în toate privințele. Nu rămâne în starea asta, dragul meu, nu rămâne. Scriptura îți spune, îndeletnicește-te întru tot. Îndeletnicește-te înseamnă preocupă-te, antrenează-te. Uite așa ca un sportiv, un sportiv care vrea să ia cupa, care vrea să devină campion, el întru totul se antrenează, întru totul se antrenează. Nu știu câți din voi îl știți pe păstorul Bisericii Ruse, dar iată nu știu care este denumirea. Bisericii Ruse de la Sfânta Trăimii, pe fratele Igor Opin. El a fost sportiv. Din pricina unei anumite boli, el nu s-a mai, n-a mai continuat sportul. Dar vreau să vă zic că în timp când erau cantonamentul, când se făcea cantonamentul. Și cantonamentul pentru sportiv este așa de chinuitor, este greu, foarte greu. Și atunci toți nu mai așteaptă să vină timpul pentru dormit și vor să doarmă cât mai mult. Altceva nu mai vor nimic decât să mănânce și să nu atât să mănânce cât să doarmă, să odinească. Cineva spunea că într-o noapte s-a sculat să meargă până la toaletă și când s-a sculat l-a găsit pe el, la mes de noapte, el stătea în coridor și îl prelucra un element care lui nu îi scrimea. El se îndeletnicea cu elementul și să fac bine. Deci asta pur și simplu i-a șocat pe toți când a văzut sport, pentru sportiv, când l-a mai văzut el încă la mes de noapte, atât de obosit, că l-a găsit timp să mai lucreze la elementul cel. Așa lucra el. V-am dat exemplul ăsta numai ca să înțelegeți ce înseamnă îndeletnicește-te întru totul. Într-un totul de lecnicești cu ceva ce te-a chemat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a pus un scop înainte, Dumnezeu ți-a dat o lucrare înainte, Dumnezeu ți-a dat darul duhovnicești. Îndeletnicește-te într-un totul cu El. Și mai spune aici că nu-ți va fi disprețuită tinereța ta atunci când oamenii vor vedea înaintarea ta sau progresul tău sau creșterea ta. Oamenii vor vedea că tu crești, crești, nu ești ceea ce ai fost. Toată viața ai o creștere. Oamenii vor vedea că tu nu mai ești cel care ai fost o lună urmă. Nivelul tău s-a ridicat. Nivelul tău în slujire, tu slujești mai bine. Cunoștințele tale s-au ridicat. Felul cum te raportezi la oameni, atitudinea ta, toate lucrurile, oamenii văd o creștere, văd o creștere. Se vede, dragul meu, o creștere în slujirea ta. Sau invers. Sau invers. Mă gândesc la unii chiar care sunt în sala asta. Cu câte pasiune lucrau cu 3, cu 4 ani în urmă. Și acum totdeauna vin cu scuze. Cu scuze că este una, cu scuze că este alta. Cu scuze că este a treia, cu scuze că este a patra, că s-au căsătorit, că au copii, că nu știu ce. Nu, dragii mei, nu sunt scuze. Voi v-ați pierdut pasiunea. Voi v-ați pierdut pasiunea și la voi nu se vede înaintare, la voi se vede coborâri, coborâri în jos. Și ajungeți să fiți disprețuiți. Voi disprețuiesc și alții, dar voi mă disprețuiți voi singuri. Tinerețea voastră este disprețuită. Dacă ați lăsat așa, să ajungă lucrurile. Nu se poate. Dumnezeu zice, vrea ca să te îndeletnicești într-un totul cu slujba, cu slujirea, cu darul care ți l-a dat El și înaintarea ta să fii văzută de toți. Apoi îi spune așa în ultimul verset în 16. Fiicul are aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăm în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Fiicul are aminte este cuvântul grecesc epeho. Și cuvântul ăsta înseamnă a ține deasupra și cu referință la minte, înseamnă a ține ceva deasupra. A ține un vas deasupra apei, a ține ceva, a ține deasupra, a ține continuu deasupra. Și iată aici spune mintea ta să fie continuu deasupra, deasupra la ce? Ficul are minte asupra? Asupra ta, în primul rând asupra ta. Ficul are minte asupra ta. Eu personal, trebuie permanent să veghez asupra mea. Eu trebuie să veghez asupra mea și să văd unde sunt eu, unde mă aflu eu acum la moment, care este starea mea. Nu cumva eu mi-am dat mie, cum zic rușii, slabimul. Nu cumva eu mi-am dat, m-am relaxat prea tare. Nu cumva eu am căzut într-o trândăvie, într-o trândăvie duhovnicească, că nu mai pasă nici de darul meu, nici de slujba care am primit-o. Unde sunt eu, unde mă aflu? Îi spune, ficul are aminte asupra ta. Ficul are aminte asupra ta. Ficul are aminte asupra învățăturii, asupra slujbii care o faci tu pentru alții. Pentru că zice, dacă vei fi așa, atunci te vei mântui pe tine însuți și vei mântui și pe alții. Mai spune aici, stăruiește în aceste lucruri. Stăruiește, adică rămâi, continuă, ține-te tare, insistă în lucrurile astea. Insistă în ceea ce ai rămas tu. Când lucrurile merg bine, parcă e ușor să te ții, să rămâi. Când lucrurile începe a merge mai rău sau când în viață apar anumite împrejurări grele, atunci e greu să te ții de slujba care ți-a dat-o Dumnezeu, așa? Tocmai aici, dragul meu, trebuie să rămâi, trebuie să te ții, să rămâi tare în slujba aceasta. Acum vreau să invit aici în față cei pe care i-am întrebat despre vârstă la început. Dar cine a zis că are 22 de ani, Victor? Pe 28 de ani. Victor, vină-te rog aici.
Și fetele care au zis că au 22 de ani, vă rog să vă apropieți aici. Vă rog să vă apropieți aici. Și vreau ca să vedeți cum arată un băiat de 28 de ani. Vreau să vedeți cum arată niște fete de 22 de ani, care le-ați văzut. De ce vă spun? Pentru că vreau să dau două exemple din istoria bisericii noastre din Moldova. În anul 1893, în satul Șeșcani, în familia preotului ortodox din sat, s-a născut un băiat care i-a pus numele Boris. Boris Bușil. Băiatul ăsta, tatăl lui tare vrea să devină preot ortodox. Și l-au trimis la seminarul teologic de la Odessa să învețe. Dar băiatul a învățat puțin la seminarul teologic, el însă era mai tare atras de medicină. Și a vrut să învețe medicină. Și nici n-a mai absolvit seminarul ortodox, s-a transferat la medicină. Însă învățând medicina, când a ajuns să înveți anatomie, așa de captivat a rămas de anatomie, încât el l-a văzut pe Dumnezeu în ceea ce învăța despre anatomie. Și tocmai atunci când învăța anatomia, i s-a trezit un tare mare interes pentru Sfintele Scripturi. Și s-a transferat la Chișinău cu studiile. Și aici, ajungând la Chișinău, a mers la Biserica Baptistă, la prima Biserică Baptistă din Chișinău, prima Biserică Baptistă din Basarabia, este Biserica Betel de la Poșta Veche, și este prima Biserică Baptistă din Basarabia. A mers la biserica aceasta și în anul 1919 s-a pocăit, l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui. După ce l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui, în anul 1920 s-a botezat. Și în anul 1921 trebuia în biserică să aleagă un prezbiter, nu era un prezbiter ordinat, trebuia să ordineze un prezbiter. Au propus diferite candidaturi și n-a mers niciuna, n-au votat nimeni niciuna. Până când o soră a ridicat mâna din sală și a zis el învăța și teologie, el și este un om deosebit. N-ați uitat câți ani avea de când s-a botezat? 21, anul 21. În 20 s-a botezat, în anul 21. Și atunci a propus candidatura lui. Și spre marea uimire a tuturor, toată biserica, cu excepția la doi, au votat pentru el să devină păstor. Numai doi, dintre care unul el a fost care a votat împotrivă. Restul toți au votat pentru aceea că el să devină păstor. A devenit păstor, a fost un om foarte înflăcărat pentru Evanghelie. Soția lui, tot fiică de preot ortodox și soția lui, dar foarte înflăcărați amândoi, un cuplu deosebit. Vreau să vă zic că imediat, așa de tare a început să crească biserica, încât în anul 1922 nu mai încăpeau în biserică și au trebuit să construiască casă de rugăciune. S-a adunat într-o încăpere închiriată. Și timp de un an au construit casa de rugăciune. El atât de bine, era un om cu multă inițiativă, foarte multă, și un spital, a dat inițiativă un spital să construiască, predica Evanghelia, un om neobosit, împreună cu soția lui. În anul 27 s-a făcut primul congres, în anul 27 s-a constituit Uniunea Bisericilor Baptiste din Moldova. El a fost ales ca și episcop pentru toate bisericile, omul ăsta, Boris Bușilă. În anul 28 a venit cu o propunere grozavă, a propus ca să, toată țara să se împartă în 6 regiuni, care cum este și acum în ziua de azi. A împărțit toată țara în 6 regiuni și a pus echipe în 6 regiuni ca să lucreze. Cei mai buni predicatori să lucreze în regiunile astea, să ducă Evanghelia. Biserica a crescut fantastic, fantastic. Istoricii din România spun, n-a fost fixat nicăieri așa o creștere a bisericii cum s-a fixat aici, în țara asta. Așa de bine a mers biserica. În anul 40, era foarte recunoscut în România. Era chemat să predea la seminarul teologic din România. Un om foarte educat, un om erudit. Și atunci, în anul 40, când Uniunea Sovietică a ocupat teritoriul ăsta, atunci i-au spus toți să plece, că el o să fie persecutat. Au plecat mulți în România. Deci i-au spus să plece pentru că nu mai au venit armata roșie, nu mai a venit și au și au luat biserica, din clădirea bisericii au făcut cazarmă, au închis tot, au oprit orice activitate. Și omul ăsta, împreună cu alții, a fost, când i-au zis să plece, el a zis, nu, zice, ce fel de păstor sunt eu atunci dacă eu împărăsesc turma atunci când vine hoțul, zice. A făcut referință la versetul din Scriptură, nu, eu zic, eu rămân cu turma. A rămas cu turma, au venit sovieticii, l-au închis, l-au trimis în Siberia și a fost împușcat. Până la urmă nimeni până ziua de azi nu știe ce s-a întâmplat cu el. Cineva, o altă femeie despre care o să o povestesc, dar vreau să vă zic că avea 28 de ani când a fost ordinat ca și păstor, la un an de zile după ce s-a pocăit.
Era asta un om care, a cărui tinereț nu poate fi disprețuită? Cum și-a trăit omul cel la tinereța? Socotiți voi singuri, socotiți voi singuri, din anul 22 până în 40, câți ani a trecut? 18 ani. În 18 ani, omul ăsta așa o slujire a făcut, că a adus așa un impact în țară, din neimaginat. Doamne, așa vreau să mă folosești pe mine în felul ăsta. Așa vreau să mă folosești cum l-ai folosit pe omul ăsta. Apoi, în anul 1906, în Călăraș. Este aici cineva din Călăraș? Din Călăraș. A, așa. În anul 1906, în orașul Călăraș, s-a născut o fată pe numele Lidia Căldăraru. Lidia Căldăraru, țineți minte, Boris Bușilă, Lidia Căldăraru. Și fata asta, Lidia Căldăraru, de la 16 ani, a început să studieze Scripturile, a auzit Evanghelia, l-a primit pe Domnul Iisus, însă s-a botezat la 20 de ani. S-a botezat la 20 de ani și când a fost al doilea congres, în anul 1928, când a fost al doilea congres a Uniunii Baptiste din Moldova, fetei acestea i-au încredințat slujba să fie lideră de tineret și lucrarea cu copiii, să conducă lucrarea cu tineretul și copiii în toate Basarabia. Fata asta a fost o fată atât de dedicată cum nu vă puteți da seama. Fata asta mergea pe jos, distanță lungi, de nu mai putea ca să facă lucrarea. Mergea din sat în sat, distanță lungi, cu căruța, unde era, singură, s-a expus la pericole din neînchipuit. Fata asta mergea și ducea Evanghelia neobosită, neobosită, arestată, bătută. Orice nu se întâmpla cu fata asta, mergea și ducea Evanghelia. Ea a fost un catalizator pentru trezirea asta mare din țară, cum nu vă închipuiți. Când, îmi pare că în anul 36, da, chiar în anul 36, într-un sat pe nume Gălilești, așa se numește satul, chiar n-am aflat în ce regiune, în ce raion este satul ăsta, poate știți voi undeva unde este satul Gălilești, dar spune în satul ăsta Gălilești, a venit și când a venit la biserică, foarte repede a organizat pe toți tinerii din sat, tocmai în sat era o sărbătoare ceva creștină, nu știu ce a fost o sărbătoare, poate a fost chiar Duminica Mare, nu știu. Dar ea repede a organizat tinerii din biserică și i-a trimis prin sat în grupe mici să invite lumea la biserică, la adunare. Au mers tinerii prin sat, au invitat lumea, a venit și primarul, a venit jandarmul, au venit mulți, au venit în sat. S-au dus, i-au chemat, s-au oprit cora din sat, oamenii de la cora au venit în sat. Când au venit, au intrat în adunare și în adunare nu mai era loc. Și atunci i-a rugat pe toți credincioșii să iasă din adunare, să le lăsă loc necredincioșilor. Au ieșit toți necredincioșii, toți credincioșii, au rămas necredincioși în adunare și a început să le predice. Femeia le-a predicat 4 ore, după asta oamenii pe genunchi s-au pocăit, mulți, foarte mulți oameni s-au pocăit. Și de acolo a venit jandarmul și a luat, a dus. Într-un alt sat de regiune Acherban s-a întâmplat iar cu femeia asta, s-a întâmplat în satul Han Kishlo, așa se numește satul, tot în 36. A venit în sat și când a ieșit la predică să predice, în satul ceva a venit jandarmul să o ia. Jandarmul mi-a spus, ia-ți hainele, mergi, vei fi judecată. Ea le-a spus, nu vă deranjați în fața la toți, nici nu a reușit să spun nimic, nu vă deranjați, stați tare în Hristos, urmați-L pe Domnul Iisus. Parcă nici n-ar fi fost nimic ceva strașnic în fața ei. Nu vă temeți, mergeți înainte. S-a dus, i-au spus să-și ia hainele și i-au mai dat ceva, un răgaz mic, ea și-a luat hainele și în răgazul cel mic până vine jandarmul să o ia, ea a venit și a spus predica în biserică și apoi a venit jandarmul și a luat și a dus-o. Așa o femeie dedicată a fost. În anul 40 a rămas și ea aici. În anul 40 a fost închisă, arestată, trimisă în lagăre de concentrare pentru 25 de ani de zile. După 10 ani de zile i-au spus, dacă te lași de Hristos, te trimitem acasă. Nici de cum. I-au mai adăugat încă alți 5 ani. Încă alți 5 ani de exil. Așa femeia asta. Și prima s-a întors și a slujit în biserica Betel până în anul 78. În anul 78 a plecat la Domnul. Iată așa, femeia asta nu și-a disprețuit tinereța. Ați văzut cum și-a trăit de frumos tinereța femeia asta? Și ăștia sunt eroi care au fost pe lângă noi. Poate ne gândim că eroi sunt numai în țări depărtate, numai undeva departe, nu la noi. Sunt, dragii mei, sunt eroi și aici. Oameni care și-au luat în serios slujba, oameni care și-au luat în serios darul care l-au primit, oameni care s-au dedicat și oameni ca ăștia, biserica a crescut enorm, enorm a crescut biserica. Dacă în anul 18 erau mai cu 6 biserici baptiste în țară, cu 370 ceva, 374 de membri, îmi pare ceva, am pus statisticile, este o seasă un articol de grabă pe Moldova Creștină, peste câteva zile, o să vedeți voi. Apoi, în anul 40, în anul 40 erau 367 de biserici, de la 6 biserici la 367 de biserici în toată țara. Erau peste 42.000 de credincioși împreună cu copiii lor. Vă dați seama ce transformare, ce mișcare, ce trezire a făcut Dumnezeu prin oameni de ăștia.
Poate Dumnezeu să facă același lucru și azi? Poate Dumnezeu. Cu siguranță poate Dumnezeu, așa? Dumnezeu poate face astfel de lucru și azi. Care este? Ține de El? Ceva s-a schimbat El? De ce nu se întâmplă așa trezirea? S-a schimbat ceva la Dumnezeu? El nu mai este Cel care a fost? Nu. Biblia spune El este același. Ieri, azi și în veci. Atunci ce s-a întâmplat, dragii mei? Ce s-a întâmplat? Poate noi nu mai suntem cei care au fost alți, așa? Poate noi nu mai suntem cei care au fost alți. Poate noi suntem foarte comozi. Noi dacă avem un grup de studiu, două, trei, noi credem că facem foarte mult. Foarte mult. Noi facem, comparativ cu alții, facem foarte mult. Dar comparativ cu chemarea care avem, noi facem mult. Sau noi am luat credință ca un hobby, așa, când vreau mă duc, când nu vreau nu mă duc, când vreau fac, când vreau nu fac. Cum ne-am luat noi slujba noastră? Cum? În ce fel ne luăm noi asta? Eu vreau să vă îndemn azi ca să vă rededicați Evanghelia. Să ne rededicăm toți Evanghelia. Dar când zic să ne rededicăm, înseamnă să ne dedicăm pentru a sluji în totul. Așa cum am povestit acum Nătășica și cu Dina. Ați văzut? Au ieșit de la închinarea aceea și ei nu au scăpat nicio ocazie. Să nu mai fim preocupați așa tare de proiecte, să fim preocupați de oameni, oameni, oameni nemântuiți, care, la care trebuie să ajungă mesajul Evangheliei și față de care n-am liniște. Să încetăm a nemistui problemele noastre în mercantile, care sunt lipsite de sens. Noi avem o chemare înaltă, tare de sus, să trăim potrivit cu chemarea asta. Vreau să invit grupul de la și închinare, să ne conducă acum într-o cântare, iar fetele și cei... Stați, nu vă grăbiți, vreau să vă zic... Vreau să invit aici pe toți acei care vor să-și rededice viața pentru Evanghelie. Sincer, sincer, care vrea să rededice pentru lucrare. Ne stăm față o vară cu multă lucrare. Avem nevoie foarte mult de lucrare. Cei care abia așteaptă și vor să-și rededice viața și orice clipă din viața lor să folosească pentru a duce Evanghelia. Vreau să vă invit să vă rededicați viața voastră. Vreau să vă invit aici în față. Vreau să vă invit să vă pocăiți pentru indiferență, acolo unde Duhul Sfânt v-a mustrat și v-a arătat că nu trăiți drept și nu-i drept așa, nu se trăiește așa drept. Vă invit să vă rededicați viața. Și voi, dacă vreți să vă rededicați, puteți rămâne aici. Sau dacă nu vă puteți așeza. Haideți să îi dăm posibilitatea Duhului Sfânt să lucreze. Vreau să vă dau posibilitatea fiecare din cei care veți ieși în față, vreau să vă dau posibilitatea să vă rugați. În rugăciuni scurte, să vă rugați, să vă rededicați viața voastră. Ca să trăim viața frumos, așa cum am fost chemați să trăiți. Be.